Premierul Florin Câțu a fost invitat aseară la TVR 1, a vorbit, printre altele, despre felul în care se vor implementa reformele în România. Un moment revelator pentru cel care conduce guvernul astăzi în România. Sunt uh, absolut fascinante cuvintele pe care are curajul să le rostească premierul României. Uh, omul uh, care Acum câțiva ani vorbea despre importanța democrației. Nu doar el, partidul, toți oamenii care sunt acum la putere, ne vorbeau despre cât de importantă este democrația, cum trebuie să avem încredere în instituțiile statului, trebuie să avem instituții ale statului puternice. Acum, oamenii aceștia sunt la putere. Acum, democrația nu mai contează. Acum, suspendăm democrația după bunul plac. Să nu mai vorbim despre eventual despre extinderea democrației, poate democrația la locul de muncă despre astfel de subiecte, cu siguranță nici măcar nu sunt dispuși să vorbească oamenii aceștia. Dar să revenim la premierul Florin Cîțu. Invitat la tema zilei la TVR1, a făcut următoarea afirmație. Vom merge cu reforma prin ordonanțe de urgență. Nu voi aștepta după Parlament să se hotărească, spune premierul Florin Cîțu la TVR. Hai să-l și auzim. Guvernul își face treaba, dar cred că în Parlament trebuie să găsim soluțiile, să vedem ce ne se întâmplă acolo eu pun aceste lucruri, vi le arăt guvernul a venit și a făcut decizia mea este aceea de a merge cu reforma prin ordonanță de urgență nu voi aștepta după parlament să se hotărască noi trebuie să facem reformă, să implementăm acele măsuri de reformă pe care am spus că le implementăm pentru că toate, nu le facem doar de dragul de a face, de a moderniza România doar așa de a spune, nu e în beneficiul tuturor românilor să facem aceste reforme e în beneficiul tuturor românilor să facem reformele și să suspendăm democrația sunt lucruri extrem de grave pe care le afirmă în acest moment premierul Florin Câțu. Democrația e complicată, în Parlament lucrurile nu funcționează cum trebuie și atunci, pentru că democrația e mai complicată, nu e atât de ușor să ajungi uh, la destinația pe care ți-o doreai, nu e atât de ușor să implementezi reformele pe care ți le doreai. Uh, în cazul acesta suspendăm democrația. Evident că ceea ce spune Florin Câțu aici este. În primul rând, un atac direct către președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. El e cel care nu se poate organiza în parlament, astfel încât să nu fie nevoie, spune premierul de ordonanțe de urgență. Poate un atac și la Anca Dragu. Senatul, Camera Deputaților, instituții ale statului conduse de PNL și USR Plus, care uite, nu sunt eficiente, dar noi la guvern ne facem treaba dincolo de atacul pe care îl lansează aici premierul Florin Câțu la adresa lui Ludovic Orban, rămâne realitatea din România anului 2021. Avem un premier care ne vorbea mai ieri despre importanța democrației, iar astăzi ne spune că are el în plan niște reforme, reforme pe care vrea să le implementeze și că trebuie să suspendăm puțin democrația pentru a implementa aceste reforme. Nu putem să facem reforme în mod democratic, trebuie să le introducem prin ordonanțe de urgență. Asta după ce zilele trecute, același premier ne spunea că el a fost ales de români să fie premier și că îi va fi ușor să devină președinte al PNL. Nu știu, eu am fost și am votat, dar nu mi-aduc aminte să fi fost pe undeva pe acolo numele lui Florin Câțu la secțiunea premier al României. Știu că partidul pe care îl reprezintă a pierdut alegerile parlamentare și, într-o conjunctură favorabilă, a fost numit premier de către președintele Claus Iohannis. Nu cred că a fost votat de niciun român, oricum nu pentru această funcție. Avem această declarație. Ordonanțe de urgență pentru reforme importante în țara asta. Ce spune Constituția? Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva, Urgența în cuprinsul acestora. Situații extraordinare, situații în care reglementarea nu poate fi amânată. Dar noi ne-am obișnuit să guvernăm cu ordonanțe de urgență. Pentru că democrația e un lucru așa frumos ca idee. E frumos să apari în campania electorală, chiar și după campanie, și să spui că tu crezi în democrație, că susții democrația, susții valorile democratice. Iar apoi, în momentul în care trebuie efectiv să arăți lucrul acesta, să arăți că ți la democrație, că tu chiar crezi în instituțiile statului și în importanța instituțiilor democratice, atunci schimbăm regulile jocului. Și guvernăm, aducem reforme, schimbăm instituții, schimbăm uh, legi, așa cum ne place nouă. Repede înainte, fără a mai avea uh, nevoie de dezbatere prea multă, fără a lansa uh, teme importante în dezbatere publică, fără să vorbim despre toate lucrurile acestea. Pentru că s-ar putea să apară probleme, s-ar putea să fie oameni nemulțumiți în momentul în care vor afla despre planurile pe care le avem. Și atunci rămânem așa, la ordonanțe de urgență, eventual anunțate uh, la începutul săptămânii. Adoptate spre sfârșit, astfel încât să nu fie prea multe comentarii între timp, și apoi vedem noi ce facem. Odată ce sunt adoptate, ne descurcăm noi să, să treacă la un moment dat de una dintre camerele Parlamentului. Pentru că asta e procedura. Ordonanța de urgență adoptată ajunge în dezbatere urgentă la una dintre camere. Dacă în 30 de zile nu e dezbătută, ordonanța e adoptată tacit, trece la următoarea cameră și gata am rezolvat problema încă o dată. Mergem pe repede înainte în implementarea reformelor. Și pretindem că asta e ce își doresc românii. Românii își doresc implementarea acestor reforme. Poate că da, poate că unele reforme sunt ok, sunt în regulă. Dar încă o dată trebuie să înțelegem că atunci când politicienii, în general, dar Florin Câțu astăzi în particular, vin și ne vorbesc despre importanța democrației, Democrația este importantă doar atunci când oamenii ăștia sunt în opoziție. Atunci când vin la putere, democrația nu mai contează. Atunci ăsta e doar așa un moft. E mai puțin important. Guvernăm, schimbăm România prin ordonanțe de urgență. Asta spune premierul Florin Câțu. E nemulțumit de activitatea Parlamentului. Și da, Parlamentul are multe probleme. Dar între timp e o instituție democratică. Oamenii de bine, de rău, de multe ori de rău, au fost aleși. E cea mai reprezentativă instituție a statului. Acolo vedem democrația în acțiune. Sau teoretic ar trebui să vedem democrația în acțiune. Dar doar pentru că sunt minusuri, pentru că sunt probleme în Parlament și că nici măcar acea instituție nu reprezintă cu adevărat interesele poporului, asta nu înseamnă că un guvern, un premier numit de un președinte care a ajuns acolo într-un context favorabil are dreptul de a schimba fața României după bunul plac. Pentru că așa vede el că e în regulă să se întâmple acum. Justiția e importantă, trebuie să o apărăm când suntem în opoziție. Ordonanțele de urgență sunt un abuz când suntem în opoziție. Când ajungem la putere, ignorăm toate lucrurile acestea. Florin Câțu nu e unic neapărat din punctul acesta de vedere. Dar despre el vorbim astăzi premier, ajuns în această ipostază, se autopromovează mereu, se tot laudă cu așa zise realizări și uită să vorbească despre rolul instituțiilor democratice. Ba mai mult vrea să sară uh, pași în etapele de reformă. Pentru că, spune el, reformele sunt importante. Da, e important să schimbăm multe lucruri prin țara asta. Dar nu pentru... A face lucrurile astea de dragul schimbării sau pentru că uh, orice reformă e o reformă bună. este evident că e un lucru fals. Ceea ce au început să facă sunt primii pași astăzi. Privatizarea sistemului de sănătate. Și, încă o dată, sigur că nu se va întâmpla peste noapte. Dar oamenii ăștia au înțeles că trebuie să faci pas cu pas, așa, cu picătura chinezească, astfel încât să îți atingi obiectivele. Și atunci, ăsta e planul. Mergem mai departe cu ordonanțe de urgență, pas cu pas, distrugem tot ce înseamnă sistem public. Pentru că asta, spune Florin Câțu, să avem un stat suplu. Pentru că asta își dorește mediul de afaceri. Nu sunt convins că asta își dorește și românul obișnuit, românul care a votat. Eu cred că vreau un stat responsabil, un stat puternic, care să apere interesul cetățeanului, să-l protejeze pe cetățean în raport cu marile corporații, să asigure șansa, măcar șansa, la o viață decentă. Șansa la avea un raport de muncă corect cu angajatorul. Acces la sănătate, acces la educație, acces la locuință, o viață decentă, acel nivel minim necesar pentru a duce o viață decentă. Dar suntem aici. Iar Momentul acesta este cu atât mai periculos cu cât nu se vorbește prea mult despre ce se întâmplă cu adevărat. Sigur, lucruri periculoase s-au întâmplat și în guvernarea precedentă. Atunci când au fost alții la putere. Nu știu dacă la fel de grave, e mai puțin important astăzi. Dar ce s-a întâmplat atunci? Măcar, măcar am vorbit despre asta. Măcar erau pline publicațiile online, subiecte pe tema asta. Ce face guvernul? Ordonanțe de urgență adoptate în miez de noapte? E un pericol pentru țară. Astăzi ignorăm într-o mare măsură toate lucrurile acestea. Și ne vom trezi la un moment dat că da, au fost implementate reforme, doar că nu sunt reformele pe care ni le doream cei mai mulți dintre noi. Nu sunt reformele care să aducă o viață mai bună pentru cei mai mulți români. Sunt reformele care să-i avantajeze pe cei care au deja totul. Acesta este planul premierului Florin Câțu. Iar Constituția e, e doar așa. O hârtie, pe care sunt scrise niște cuvinte. E mai puțin importantă.